Oh yeah! Salutare! Lume, bine ați venit! Eu sunt Gazma și da, n-am mai făcut o serie. Am scăpat de examene, a fost în sfârșit o realizare bună a mea, a vieții mele, că am scăpat un pula mea de examen. Mă rog, mai am o singură probă, dar la aia nu fac griji. După ce am griji mai mult la aia altă. Bun. Deși sunt somnoros acum la ora asta. Și am făcut un mic intro fără sens acolo la început. Ui, Doamne. Mă face duminica asta astăzi cu propunerile voastre inteligente. Să vedem ce cancer mai scoateți din voi. Ia să vedem. Haideți, dați-mi ce puteți. De la Andrei Stoie. Spune care au fost cele mai stupide întrebări din examenul de, pe care l-ai dat ieri. Având în vedere că postarea a fost pe 10 februarie, adică vineri, în joia respectivă care am dat examenul, nu știu dacă au fost niște întrebări stupide sau ceva, dar oricum unele din ele erau ceva de genul, eu am avut 3 variante la acest examen, care ceva de genul au fost cuprinse din toate trei. Numai că erau schimbate unele date, unele nunțuri, unele așa, m-a dat puțin peste cap. Noroc că la examenul respectiv am făcut ce am putut să fac și m-am luat într-un fel sau altul. De la Valentin Rădulescu. Spune care e a treia literă din alfabet. Că e de la Codrin? Serios? Da. Nu am ce să zic. Sărbi și cafeluță. De la George Ciutariu. Ciuraru. Ai visat vreodată că stai într-un parc, într-o zi cu ploaie, lângă pica ta homunculus, apoi te trezești într-un gol cu un husk hoki-toki în mână, într-un magazin de peruci și ai o tunsoare cu cică, eu da, și mă sperie în fiecare dată gândul care, gândul, eu. Tot nu știu cum să spun, dar ai niște vise foarte ciudate. Crede-mă, ai niște vise foarte ciudate, dar trebuie să, serios, închide retubul seara. Sau pornește-l mai des, e mai bine. De la Andrei Dez. Nu știu, la ce somnoros am fost, cred că am băgat la unii din voi, am băgat și cursorul de mouse. Nu-i bai. Fasole cu ciolan. Bă, jumate din propunerea asta e nimerită. Da, am mâncat ieri fasole. Și nu, n-a fost cu ciolan, a fost cu ăsta, cu jumări, cu dracu știe ce era. De la Lazar Alexandru, baci mâna în fund, apoi apuci foamea și o tragi afară. Ai de capul meu. Bă. Nu știu ce să mai zic de voi. De la Creangă Costi, am scăpat examene, op, op, și tu ai avut, mă, examene, bă, nebunule, mă.
Що мабуть, тепер як ми маємо презентований проект, що у нас така рятина країнка, каже, да. Ми не вже закитрив саме тут тим розумай, до рятин змирував. Мама Андрея Переконстанс. Дела Денис Миря. Сармали. Сармали вам ка таком 3 септами. Що фузбул. Дела Алекс. Бе, я отима ка багат курсору, де мам слатуці. Упс. Среди ка мене сам. Дела Алекс. Алекс своїх сіну дає. Сіну дала німень. Да, скорее суэль. А трябва да спим батон де чоколата ая, сау ча трябва да фие? Ши ая ла кой маре фаца де копкила де 13 ани? Nu vreau să... Nu vreau decât să rămân cu ideea cum că e o ciocolată. Și nu vine un baton de cocaină sau de eroină sau de marijuana. Da, se pare că am băgat cursorul la toți. Da. Ah, logic. Nu știu, citește o carte. Uită-te la un film sau joacă-te un joc pe calculator. Pentru 100.000 oară care vreau să spun eu ție, nu. Nu stau să citesc eu cărți acum, ca să vă plictisiți voi. Și nu este vlog, frate, fucking vlog, nu e gameplay. Deci, data viitoare când vii cu o propunere, vino și tu naibii cu o propunere mai ok. Și un căcat dacă e, și ăla e bun. De la Wait Robert. Știi cum zice Cătălin Talent și vezi că nu e Cătălin cu capa, e C. Dar mă rog, poate așa se scrie și Ucărești. La căsuța celor 7 pitici, centru de deplasament. Serios, Duda, am uitat gluma. Da, ești prost, m-am băgat la toți, mă. A, nu, stai, la câțiva n-am reușit să-i bag. Hai de mine, nu-s normal la cap. De la Dani Dănuț, Ana are mere. Și merele le are pe Ana. Dar Ana are 2 mere și merele sunt lipite de ea. Deci, merele ei sunt sănătate confirmate. Dacă știi cum zic. De la Nicol Chin Chiu du-te la biserică. Știu. Nu prea cred. La Sol Kelder. Ce pula mea, mă? Ce-s cu gazelele alea două, mă? A, să înțeleg că așa se face sexul la gazele, nu mirosind curul la altul. Am avea murat 2 gazele, una neagră și una normală, mă. Serios. Și miroase curul la altul. Hai de cap. Lui că nu m-am trezit bine. De la Mihai Grigore, hai la un Hunter Hod. Man, pentru a 10.000 oară, nu. Și a doua chestie, vezi că nu se numește la Killing Floor Hunter Hotel. Se numește Haunted Hotel. E ha. Deci, sper că asta a fost toate propunerile noastre de astăzi. Bă. Acum 2 zile am făcut un mic. Da, știu, trebuia vinerea să fie apărut niște videoclipuri, parcă. Și da, parcă a apărut. Nici nu mai știu acum ce dracu. În fine. Știu că în ziua respectivă în care ziceam că, bă, nu, joia, am zis că filmez. Eu de fapt ce am făcut?
Am stat și am băgat Windows-ul, că am avut o problemă la el. Efectiv era corupt Windows, mi s-a corupt de la sine. Și am zis, ce pula mea? Am încercat să bag orice fel de Windows, mi-l corupea. Am zis, băga-mi și pula, trebuie să-l iau de la zero. Am luat de la zero, am pus XP-ul din nou, dă-i cu drive-urile, frate. Aș putea să vă pun undeva la sfârșit de tot. Gen un fel de test în principiu la CSGO, da? O să pun un fel de test la CSGO. Primul test, o să vi-l scriu, o să vă scriu gen softul deasupra. Și o să fac un test în anumite principii. Deci, o să fac un test să vedem cam cum se mișcă toată chestia. O să vedeți că e o diferență de la cer la pământ. Și, na, nu știu, o să mai văd la unele jocuri ce aș putea să mai fac ce asta. Pentru că ați văzut, deja la Suca Slav, acolo a fost o mică greșeală la episodul 2 care am făcut. Am activat două canale de sunet și a fost o întârziere de o secundă între ele. Aia a fost greșeala mea, nu m-am uitat peste. Am zis, bă, e setată doar pe primul canal. Când s-a ascultat era pe două canale, zic, ce pula mea să fac? Încearcă să editezi sunetul. Dar sunetul într-un fel și altul, mă rog, cred că e undeva la un jumătate de secundă între ele. Păi da, am o săptămână care e puțin grea, dar pe urmă o să suflu și eu ușurat că am un act în plus. Și da, cât de curând mă apuc de cursul de masor. Pentru cei care nu știți, vreau să fac un curs de masor terapeut ca să am și eu de unde să-mi câștig pâinea mea mai târziu. E un curs frumos, un curs lejer, se câștigă banul destul de ușurel, să zicem, e flexibil, te tot și la satul de vacanță, spre de exemplu, în hoteluri, în croaziere, în draci, laci de astea. E flexibilă. Că tu efectiv faci masaje în spitale, în chestii de astea, se caută. E bine, lume, hai ca să nu vă mai țin prea mult cu chaturi de astea, ne vedem data viitoare. Eu sunt Ghostman și da, am făcut un videoclip acum mai lunguț, asta e. Pentru că, nu, să recuperez și din duminica trecută. Așa că ne vedem data viitoare și eu vă spun ceau. Oh, yeah! Face all the greatest.